Pasajul care face legătura dintre Bulevardul Victoriei și zona centrală a orașului este închis de la finalul lunii iunie pentru lucrări de reabilitare și modernizare. Cei care doresc să traverseze zona nu mai au la dispoziție această rută, așa că de lene trec dintr-o parte în alta în dreptul intrării la Baia Neptun. Dar acolo îi așteaptă de multe ori un polițist local care îi amendează pentru a-i descuraja pe pietoni să traverseze prin loc de permis. Primăria Sibiu a demarat ample lucrări de modernizare în cartierele din oraș. Se lucrează și în Terezian, dar locuitorii de acolo sunt profund nemulțumiți, nu de lucrări, ci de faptul că s-au tăiat zeci de copaci. Oamenii spun că aceștia ajunseseră la maturitate, iar proiectul lucrărilor ar fi trebuit să îi includă, nu să fie eliminată puțina sursă de oxigen din zonă. La Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, un candidat a fost eliminat deoarece în timpul probei susținută la matematică, telefonul pe care l-avea la el a sunat. Deși a fost atenționat de către profesori că accesul cu mijloace de comunicare în sala de examen este interzis și atrage după sine eliminarea din examen. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.